Ne întoarcem la unul dintre cei mai bogați români, domnul Viorel Catarama, cel care a fost mult timp și lider politic, și ministru, a deținut funcții importante, dar care în ultima perioadă este unul dintre, să zicem, liderii protestelor din România față de o serie de abuzuri și față de neclaritățile acestei perioade. Ne vom întoarce la această poveste, dar aș vrea pentru toți cei care se uită la noi, inclusiv pentru cei tineri, să vorbim un pic despre un mod de a reuși în viață, o anumită manieră de a reuși în viață. Ați fost un copil sărac? Provin dintr-o familie cu venituri modeste. Adică, cât de modest a fost copilăria noastră? Păi, mama a fost casnică, deci n-a câștigat. Tata a fost angajat la o întreprindere în Bacău. Câștiga un salariu, nu mai știu cât era salariul minim. 1000 și ceva, dar... 1000 și ceva, sub 2000 de lei câștiga. Uh-huh. E adevărat, aveam o casă cu un pic de teren, unde împreună cu mama și cu tata mai lucram și mergeam la piață să vindem ba flori, ba produse alimentare. Dar oricum, posibilitățile materiale ale părinților mei erau mult sub posibilitățile părinților altor colegi. Nu vorbesc de școala generală, că școala generală am făcut în acea mahaladă în care ați vorbit, dar liceul l-am făcut în centrul Bacăului și acolo erau, probabil că eram printre cei mai, hai să spunem, săraci copii din clasa respectivă. Aveți complexe față de... Nu, n-am niciun complex noastră. Și nu era niciun complex atunci, pentru că viața era mult mai simplă. Eram orientat foarte mult spre sport, pe învățătură, pentru că mi-era foarte clar că dacă vreau să ies din situația în care eram, nu puteam decât învățând și terminând o facultate bună și în fruntea listei, că altfel nu aveam nicio șansă, pentru că nu aveam nici pile, nici relații, tata nu cunoștea pe nimeni să termin eu media, ultima medie la facultate și să mă angajeze nu știu unde. Părinții au plătit meditații? Ați fost la meditații? Nu, nu m-am meditat. Tata a încercat, dar am spus că n-am nevoie. Adică eu aveam profesori atât de buni încât consider că nu aveam nevoie de meditație pentru că puteam să învăț singur. De ce să mă meditez dacă pot să învăț singur? Și ați avut note foarte bune, culme. Da. Și erați un copil sărac? Ați avut note bune? Păi, nu încă o dată, sărac. Nu pot să spun că muream de foame, dar venituri, v-am spus, mama n-avea salariu, tata avea, adică îmi dădea și el cât putea, dar eram, când aveam o pereche de pantofi, când mi cumpărau o pereche de pantofi care costau 113 lei, mi-aduc aminte, era o fericire maximă. Da, perioadă grea. Da, frumoasă, nu mi-aduc aminte ca o perioadă grea, deși... Astea, erați un copil zvăpăiat, înțeleg, sau... Deși toaleta era în curte, deși apa se lua la fântână, eram un copil, da, zvăpăiat, nu eram foarte disciplinat, nu... Erați bătăuși? Poftim? Erați bătăuși? Nu. Mă rog, acum în viața oricărui copil, da, tânăr, ai mai avut câteva lupte din astea, dar nu făceam parte din această categorie. Îmi plăcea, eram rebel, dacă vreți. Adică dacă consideram că ceva nu e corect sau nu este în regulă, eu spuneam și protestam. Și asta de multe ori mi-a adus acele note, nu beneficii, ci contrariul. Acele note la purtare care nu au fost niciodată foarte mari. Adică ați avut trece la purtare vreodată? Sau? Cred că n-am avut niciodată. Sau, oricum, ca principiu, nu. N-am avut.
Am avut alte medii de 10. Am auzit. Dar era, pe vremea era destul de... Înseamnă că vă certați cu profesorii sau cu diriginta sau cu cine? Nu mai știu exact. Știu că a fost o chestie moștenită din școala generală. Eu nu prea am avut 10 la purtare. Asta e. Dar nu am fost... N-am făcut lucruri rele sau extrem de rele sau ieșite din comun. Nu. Hai să spunem că am fost neastâmpărat și un rebel. Bun. Faptul că n-aveați 10 la purtare nu v-a împiedicat să luați la o facultate la care se intra greu pe vremea aia și la o secție, la o, să zicem, într-o zonă a facultății de comerț exterior, care, la care iară se intra greu și în condiții care nu prea vi s-au dat foarte multe șanse, am înțeles. Nu mi s-a dat nicio șansă. Pentru că în liceu, eu am făcut liceu teoretic. Se chema Lucrețiu Pătrășcanu, acum este Colegiul Național Gheorghe Vrânceanu și mergeam este foarte un mult... liceu bun asta, la nivelul României. Este un liceu bun, din ce știu, la nivelul... Păi e datorită mie bun. O să vă spun de ce. Da. Dar eram la reală și mă pregăteam împreună cu toți colegii mei să dăm, pentru noi, electronica era cireașa de pe tort, și matematică și fizică. Și eu făceam parte din acel grup de colegi care ne pregăteau. Numai că, nu mai știu, era în ianuarie, februarie, martie, ea apărea broșura Admiterea în Învățământul Superior. Și am cumpărat-o de la chioșc sau am primit-o, nu mai știu, și am răsfoit-o și am văzut acolo, comerț exterior, și mi-a sunat bine. Și am început să bă toată lumea, domnule, fii serios, e una singură pe România, să intre numai acolo, nu, e imposibil, nu știu ce. Și mă duc. Imposibil, mă duc. Am aprofundat limba franceză, că se dădea examen eliminatoriu de limbă. Am aprofundat limba franceză, că aia făceam eu în liceu. M-am apucat să studiez economia politică, geografia, ce se mai dădea atunci, matematica care eram și nu că am intrat în fruntea listei. În primii 5. Da, vreau să vă spun că examenele erau scrise și s-a dat rezultatul după vreo 2 sau 3 săptămâni, știu, în care am stat în București, stăteam la Șterude în gazdă, n-am vrut să plec la Bacău până când nu-mi dă. Și când era într-o vineri seara, ți-o minte, acolo în Piața Romană, și eu am luat lista de la coadă, vă dați seama, și când am văzut că am ajuns la ultima pagină și nu eram, vă dați seama, și când m-am văzut, am avut un gest involuntar, i-am dat cu coatele, știu că am lovit o fată, nu putea să cadă, că eram om lângă om, dar aia n-a înțeles ce se întâmplă, nici eu nu înțelegeam ce se întâmplă, așa a fost, și bineînțeles m-am dus, am 25 de bani, parcă era un telefon, m-am dus la un telefon public și l-am anunțat pe tata că am reușit și că sunt student. Da, m-a impresionat o povestioară. Știu că după primul an pe care l-ați terminat cu 10... Nu, am terminat, am avut toate mediile de 10, mai puțin una, așa. La matematică 9. Nu. Și m-am dus la mărire de notă. Că am spus, nu se poate, eu trebuie să termin cu 10. Și profesorul, îl țin minte, Popescu, Dumnezeu să-l odihnească, mi-a spus, toașul student, vezi că îmi strigi vacanța. Și îmi pare rău, dar eu... mi-ai dat 9, vreau să vin la mărire. Și m-am dus și am luat 10. Da, povestioara e alta. După primul an, am citit undeva, ați declarat treaba asta, ați fost la un hotel de lux, ați ajuns la un hotel de lux și n-ați reușit să plătiți consumația unei domnișoare pe care o plăceați. No. Ce s-a întâmplat? Momentul în care v-a determinat să luați o hotărâre. Nu. Deci, după ce am terminat anul întâi, da, în fruntea listei, eram numărul 1, am primit o tabără gratuită la Costinești. Și m-am dus... Da, era celebra tabără de la Costinești. Și am nimerit într-o cameră cu 6 paturi și încă vreo 4 care dormeau pe jos. Cum era pe atunci? Nu știu, unii știu, alții nu știu. Eu am fost la Costinești și știu. Așa. Ei, în timp ce eram acolo,
E adevărat, gratuit, cazare gratuită, cantină gratuită. Vine un coleg de-al meu care avea media aproximativ 7 în fruntea unui grup de turiști și se casează la hotelul Forum. Și îmi spune, domnule, uite, văd că am mai multe turiste pe aici, hai, uite, să mergem în seara asta, nu știu la ce discotecă, nu mai ți-o minte. Și am intrat în vorbă, era o turistă drăguță și la un moment dat am întrebat-o ce vrea să bea, ea a spus că vrea o vodcă cu Pepsi, eu am spus ok, eu nu mai știu ce am băut, nu are niciun fel de relevanță. Când a venit nota de plată, eu nu aveam bani să plătesc acea vodcă cu Pepsi și vă dați seama, mi-a fost rușine maximă. N-am pățit mare lucru, femeia aia nu cred că a dat prea mare importanță, colegul meu a zis, da, să că rezolv eu, numai că eu mi-am pus atunci problema că nu-i suficient să termin șef de promoție ca să reușești în viață să ai bani. Nu-i suficient, că uite, eu făcusem asta și... A fost singurul moment din viață în care ați trecut prin această experiență? Da, pentru că atunci mi-am jurat și m-am ținut de jurământ că niciodată să nu mai fiu în situația în care o femeie să-mi ceară o băutură, indiferent care, și eu nu pot să-i ofer. Nu s-a mai întâmplat asta, e categoric. Dar am investigat și eu piața în comunism. Dom'le, ce pot să fac să câștig bani? Actor figurant, ok, 45 de lei pe zi. Când erau, când nu erau, că nu... erau vânzători în shop, am făcut școala, dar era foarte, foarte periculos acolo, într-adevăr. Valuta era o chestie, pe timpul comunismului te prindea, făceai pușcărie, nu mai discutai cu un dolar dacă aveai. Și am făcut și 3 școli de ghizi, pentru că până la urmă asta a fost sursa mea. ONT, cum era pe vremea aia. Am făcut și la BTT și la ONT și la studenți de munte. Am bătut și toate cabanele pe Bucești și așa mai departe. Deci mai aveți timp să învățați? Păi eu lipseam cam 6 luni din 9. Unde a fost avantajul meu? Profesorii după primul an considerau că eu stau acasă și tocesc, pentru că vreau să iau 10, să iau 10, să iau 10. Și nu dădeau. Iar eu avea tata un prieten medic în Bacău care îmi dădea scutire medicală că aveam coloana vertebrală fisurată. Asta însemna că nu puteai să stai nici în gips. Că... Deci asta era o scutire medicală pe care toată lumea o accepta. Bă, ăsta oricum ia 10, lasă-l. Și mă rugam de colege să-mi ia cursuri la Indigo. Și mă rog, mai le făceam câte un cadou că începusem să câștig. Și învățam în autocare, știu minte că învățam la 2 dimineața în Capra Neagră, în Poiana Brașov, că trebuia să iau 10 la examen. Asta era problema mea. Și cu greu am muncit, am învățat și am muncit. Țin minte că odată eram în autocar, în spatele autocarului, că rugasem o colegă să mergeam spre Pitești. Când aud la microfon că Pitești e un oraș în România cu o populație de 1.300.000 de locuitori, am sărit, m-am dus, domnule, stați puțin, numai 130.000, mi-aduc aminte, chestii de genul ăsta. În orice caz, plecam cu avionul, cu AN-24 de la Suceava, lăsam turiști acolo, dădeam examen, mă întorceam înapoi, luam 10 frumos, aveam un singur costum de haine, nu trebuia mai mult. Și a strâns 250.000 de lei? Da. Aceea, mi se pare o sumă neverosimilă pentru perioada aia. Păi da, am lucrat 6 luni pe an. 6 luni în turism, pe an. În care se câștiga. Se câștiga, deci. Erau și bacșișurile. Erau și bacșișurile, erau și atențiile turiștilor, pentru că lucram într-adevăr în folosul turiștilor, îi făceam VIP, chiar dacă ei nu erau VIP. Și în anul 4 am avut... 250.000 de lei. Da. Nu știu dacă cei care sunt la noi realizează ce însemna suma asta pe vremea respectivă. Cu această sumă, când eu am terminat facultatea, mi-am cumpărat un apartament de 2 camere în Colentina și o mașină Dacia la mâna a doua. Și mi-a mai rămas bani când m-am dus la întreprinderea de casete radio și televizoare din București, unde am primit repartiție guvernamentală. Fiind șef de promoție. Nu, am fost tot în primii 5, vă spun eu de ce. Da. Am cumpărat un covor, niște perdele, că mi se părea că era cam mizerie și cam nu știu ce. Deci am terminat cu această sumă. Eu când am terminat facultatea, mi-am cumpărat apartament de 2 camere în Colentina, pe care am dat 100.000 de lei.
mașină Dacia, una roșie la mâna a doua, am fost așa de fericit. Am mai păstrat și niște bani pentru zile negre, că trebuia să fiu. Dar în anul 3, noi, nu știu dacă știți, se făcea practică la întreprinderile de stat. Și grupa mea era repartizată să facă practică nu știu unde, nu mai știu. Și eu m-am dus la decan și l-am rugat să mă lase să fac la ONT Carpați, unde eram ghid, că aveam grupuri. Și decanul m-a lăsat. Numai că profesorul îndrumător a spus, dom'le, ce aia? De ce n-ai venit cu noi? Îți dau 4. Asta însemna repetent. Vă dați seama, m-am dus, eu eram numai cu 10 până în anul 3. M-am dus la decan, am spus, eram, fusesem făcut și membru de partid în anul 1 pentru medii. Dom'le, totuși, v-am luat... S-a intervenit oricum ăla, a spus, domnule, oricum nu-ți dau 10, mi-a dat 6 și cu asta am pierdut șefia de promoție datorită acestor 6 și m-a întrecut un coleg de grupă și foarte curios, acel coleg scria 14 pagini ca să ia 10, iar eu scriam un A4 pe cele 4 pagini ca să luam tot 10. Eu întotdeauna am fost foarte concis și la obiect, n-am bătut câmpii, n-am făcut povești exact, și așa mai departe. Unde ai afaceri de tânăr. Deci mi-a dat 6, bref, n-am mai putut. Am mers în continuare cu note, am mai luat și un 9. Impresionant, dar eu nu știu câte povești de genul ăsta se puteau derula pe vremea lui Ceaușescu. Adică, de obicei, tinerii care ajungeau la facultate, chiar dacă învățau bine, așteptau să termine facultatea și de-abia după aceea își puneau problema să câștige niște bani. Adică nu era o obișnuință ca studenții de pe vremea lui Ceaușescu să câștige bani din timpul facultății. În București, foarte mulți lucrau. Să câștige bani. Da, da, și de București. Adică găseau, unii vindeau, făceau mărțișoare și vindeau, alții... Vindeau în cămin. Da, și în Piața Romană. Deci, unii făceau, unii nu. Unii stăteau și... Ei, și în anul 4, deci în anul 3 am luat 6 la practică, vă dați seama. Am pierdut șefia de promoție, dar oricum am fost în fruntea listei ca să am primul post de repartiție guvernamentală în București. Și în anul 4 m-am întâlnit în aprilie, am intrat în hotelul Orizont în Predeal, în fruntea unui grup de turiști, aveam un ecuson mare în piept. Și în hol era profesoara mea de turism, cu care urma să dau și lucrarea de diplomă. Și care pur și simplu a rămas perplexă când m-a văzut. A zis, tovarășul student, ce faceți? Păi zic, sunt ghid cu tu. Păi cum, noi toți profesorii credem că stați acasă și tociți ca să luați 10. Ei, tot așa, profesoară, am o rugăminte. Mai am puțin, o sesiune de examene, după aia dau cu dumneavoastră, știți, lăsați-i să creadă. Și, într-adevăr, i-au lăsat să creadă și mi-am terminat cu bine facultatea și am luat repartiție guvernamentală în București. Eu din Bacău, din Mahalaua Șerbăneșului, repartiție guvernamentală în București. Eu minte când m-am dus la întreprinderea de casete radio și televizoare, directorul mi-a spus, ce cauți aici, n-am nevoie de tine. Îți dau transferul. Zic, nu vreau că n-am unde să mă duc. E repartiția mea. Și așa am... Și așa ați reușit, ați ajuns în doar câțiva ani să fiți directorul pe Europa de Est a unei firme belgiene. Da. Foarte ambițios. Lucrurile astea erau, iară nu sunt comune pentru acea perioadă. Adică era cumva fără aprobarea securității sau unor oficialități, era foarte greu să ajungi să deții astfel de poziții. Cum ați reușit? Pentru că foarte puțini au învățat și au muncit ca mine. Eu în perioada aia munceam și învățam 16-18 ore pe zi. Domnul Ionescu, că trebuia să câștig și bani și să iau și 10. Da? Când m-am dus la întreprinderea de casete radio și televizoare cu repartiție guvernamentală, eu mă duceam la 6:30 dimineața în fabrică și plecam la 10 ca să mă afirm. Telespectatorii dumneavoastră nu știți ce însemna casete radio și televizoare. Erau de fapt carcasele de lemn care îmbrăcau aparatele de radio și de televizoare făcute în timpul comunismului. Dar fiind de lemn, fabrica mai făcea și mobilă. Și aveau niște birouri pentru Franța și nu reușea să le facă, pentru că în timpul comunismului exportul lua multe contracte, dar livra mult mai puțin. O altă chestiune. Și eu am spus, domnule,
am stat de la 6:30 până la 10, m-am dus la furnizorii de materii prime, le-am dat, v-am spus că aveam ceva bani, le-am dat un cartuș de Kent, o sticlă de whisky. Dom'le, dăm și mie materia primă pentru să fac birouri. Bref, le-am făcut birourile, după aia n-aveam vagoane să livrez în Franța. M-am dus în gară și am ars un tren la 11 noaptea. Trebuia cătare, mi-aduc aminte, vagoanele trebuia să aibă cătare, că altfel nu puteau să meargă la export. Și băia de la Tehnoforest au nebunit, dar zice, tăticu, de unde dracu a apărut ăsta că ne face nouă toate birourile? Ce se întâmplă acolo? Deci, atenție, atâta stăteam de la 6:30 la 10. Lucram și sâmbăta și parțial și duminica, ca să mă afirm. Peste 15 ore pe zi? Da. Stăteam în fabrică, mă duceam. Asta e clar că erați un antreprenor, că aveți în sânge chestia nu, asta. Nu, deci, și atunci Tehnoforestul a văzut. Era foarte greu să ajungi la o astfel de poziție. Da, și Tehnoforestul a spus, domnule, hai să-l angajăm la noi. Dar eu eram, eram în stagiatură, 2 ani. Nici nu terminasem 2 ani. Cum adică ei au făcut cerere și a spus să mă duc. Ei, a durat 1 an jumate până mi s-a dat aprobare, nu știu cine mi-a dat-o, cine m-a verificat, ca să mă duc să lucrez la Tehnoforest Export. Deci, 1 an jumate, eu am lucrat cu cerere și cu aia vreau să mă angajeze și țiu minte că la un moment dat... Belgienii despre care am vorbit, nu? Ce? Ce? Nu. Tehnoforestul era o întreprindere de stat de comerț exterior, care a spus, era serviciu Franța, care a spus, domne, vino aici dacă tot ești în stare să faci tot exportul, că noi avem o problemă tot timpul că nu livrăm toate contractele, vino aici dacă du-te și cumpără materii primă și de la Tehnoforest, numai întreprinderea de casete, radio și televizoare, e un nimic pe lângă marile combinate de mobilă din România. Deci 1 an jumate a durat până când mi s-a permis transferul de la întreprinderea de casete, radio și televizoare la Tehnoforest Export, întreprindere de comerț exterior. Și m-am dus la serviciu Franța. Numai că s-a întâmplat un lucru foarte interesant. La serviciu Benelux, un olandez care era proprietarul unei firme belgiene, l-a bătut pe șeful de export de la CPL Oradea. L-a bătut fizic, domnule, l-a umplut de sânge. De ce? Că de 6 luni tot promitea că îi livrează și nu îi livra. Și l-a venit în România și și-a permis să-l bată... L-a bătut în sediu Tehnoforest de la umplut de sânge. Da. Mă rog, s-au venit directorii, nu știu ce, cu tare, s-au dus, până la urmă s-au împăcat la Intercontinental. Eu nu știu, că asta n-am... Dar când m-am dus, șeful de la Benelux s-a dus la director și a spus, domnule, dă-mi-l mie pe ăsta, că uite, am nevoie să deruleze firma asta, Belco, al unui nebunul ăsta. Ia-l, bă, dacă vrei. M-a chemat și mi-a spus, bă, uite, care e problema? Bă, totuși suntem români. Bă, dă-l dragul, nu poate să vină, bă, un străin, bă, să ne bată, bă, un român în sediu, bă, frate, că nu se poate așa ceva. Uite, tu ești mai înalt, mai solid, mai nu știu ce. Bă, dacă mai sare la bătaie, bă, dă și tu una. Mi-a spus, bă, bun, și uitam la ei și, bă, frate, eu am învățat ca să mă duc să mă bat acolo cu... În fine, nu comentam eu, sarcină de serviciu. Acest individ se chema Hans van Reuijk. Era olandez, era patronul firmei Belco. A venit în România, am luat loc la masa tratativelor și am fost prezentat, domnule, ăsta e omul care va derula firma, nu știu ce, mai părea un om normal, nu știu ce, am întrebat domnul van Reuijk, domnule, ce dorești să livreze marfă? Bun, ce dorești dumitare să livreze? 300 de dormitoare, 500 de biblioteci, 1000 de comode, deci mă rog. Dom'le, sigur, hai să facem un protocol, l-am scris de mână, protocol între Tehnoforest și firma Belco, în care Tehnoforest s-a angajat să livreze către firma Belco în luna septembrie, noi fiind în iunie, următoarele, cu tare, semnează, semnat, a plecat. Și atunci eu m-am mutat la Oradea, pentru că acolo era furnizorul principal. Bineînțeles, tot cu Kentul, cu whisky-ul, cu nu știu ce, cu ce să lucra. Și m-am dus în fabrici, în Beiuș, în Salonta, în Săcuieni, în Tileagd. Și stăteam acolo în fabrică.
să pornească producția mea, adică să lanseze comanda și să o văd pe flux, că odată vedeam pe, că ei aveau foarte multe comenzi și nu puteau să le facă pe toate odată. Ăla îmi spunea, bă, n-am PAL, m-am să iau în tren, luam o Dacie și mă duceam și la fabrica de PAL, tot așa, domnule, dă-mi și mie pentru CPL-ul ăla. Gândește-te că totul era de stat, domnule, dă-mi și mie un vagon de PAL să facă ăla. Bref, am stat acolo și în septembrie, nu știu dacă știți, corespondența nu se făcea prin telefon sau prin, se făcea prin telex. Da. Făcea o bandă și de și în septembrie domnul Van Reuwijk primește de la Technoforest o bandă, un telex în care îi se spune că marfa lui, conform protocolului, e gata să trimeată mașini. Ăsta l-a luat capul, a sunat, că ei puteau să sune. A sunat pe director, pe șeful de serviciu, domnule, îți bagi joc de mine? De ce? Păi am primit, marfa e gata. Cum e gata? Era prima oară când îi se întâmpla așa ceva. Stai să vezi. Pentru că ei ce făceau? Ei, ca să primească 100 de bucăți, îi dădeau comandă de 300. Că știau că românii nu fac. Uh-huh. Și el avea nevoie de 100 și comandase 4. Și trebuia să le ia pe toate. Dar n-a avut ce face. Eu m-am dus, domnule, s-am semnat protocolul. Protocolul frumos. N-a avut încotro, trebuie să trimită camioane. Le-a luat, dar a chemat echipă, dar a făcut reclamație de calitate și, mă rog, s-a întors 3/4 de marfă înapoi pe motiv de calitate. N-a fost de calitate, dar el nu putea să o vândă, n-avea ce să facă. Numai că a nebunit și a spus, bă, tăticu, dar dacă ăsta îmi face așa, și trebuie să mai vin eu în România, plăteați 2700 de gulde în biletul de avion, camera intercontinental, tot felul de probleme. Hai, bă, că ia vin omul, te angajezi pentru Europa de Est, dă-i drumul tu și cumpără mobilă pentru mine. Și s-a dus și a făcut cerere la Technoforest, s-a dus la director, doamne, vreau să-l angajez pe ăsta. A mai durat încă 2 ani până când mi s-a dat aprobarea să lucrez. Timp în care eu eram, dacă vreți, într-un conflict de interese, pentru că pe de-o parte eram în Technoforest și derulam firma și pe de altă parte el vrea să mă angajeze. Și atunci eu m-am dus și am spus, doamne, fac orice, dar nu negociez prețuri. Pentru că aici era problema. Deci eu fac orice îmi cereți, inclusiv facturi, mă duc, fac, dar nu, în momentul în care el m-a cerut, eu nu mai fac prețuri, pentru că pot fi acuzat că favorizez firma și intru în alte belele. Și după 2 ani m-au angajat, eu eram angajatul, de fapt, al Camerei de Comerț și Industrie, oficiu Argus. Acolo eram angajat. El plătea în dolari sau în gulde din ce plătea el în dolari și eu primeam în lei, la cursul oficial, de 10 lei, 11 lei. Numai că aveam 100 de dolari pe zi diurnă. Deci care era o sumă pentru vremea aia. Era enorm, da. Enorm. Și care eu mă duceam la Banca Română de Comerț Exterior și mă țineam în cont. Cu câți bani v-a prins revoluția? Sau, mă rog, momentul ăla din decembrie 89? Oi, de asta nu mai știu. Probabil cu vreo 100 sau 200 de mii de dolari în cont oficial la Bancorex. Sau cum se chema atunci, Banca Română de Comerț Exterior. Trebuie să ai acești bani atunci? Poftim? Traian Băsescu, de exemplu, l-am avut invitat prin 2004, da? Chiar în timpul campaniei, înainte a câștigat președinția. Și la mine a făcut celebre la firmații legate de bani, de eșori, de nave, de tot ce s-a întâmplat. Și mi-a zis că l-a prins revoluția cu 60 de mii de dolari. Nu, eu... Nu mi-a zis că aveam cont. Nu, eu îi țineam în cont, pentru că n-aveam voie să merg cu ei cash, atenție. Deci veneam și trebuia să-i... Și încă o dată, pentru ce trebuia să... De ce să nu-i țin în cont dacă îi câștigasem legal? Erau banii mei, era diurnă. Aveam în contract că în momentul în care plec 100 de dolari pe zi, era diurna mea. Care-i problema? Deci nu era nimic ilegal, nu... Deci peste 100 de mii de dolari. Da. Banii pe care i-ați avut în decembrie 89. Da, în decembrie 89. Niște bani. Și ați început să faceți afaceri, nu o să intrăm prin toate, pentru că nu e foarte mult timp. Milionul l-ați făcut totuși din mobilă, cred. Deci, ce s-a întâmplat? Foarte bine. Primul milion. Până acum, vreau să mai menționez ceva. Acea muncă a mea de 18 ore pe zi a generat divorțul de prima soție. Eram tineri și eu stăteam la Oradea cu săptămânile și nu stăteam acasă și aia a fost... Aveți doi copii, nu? Nu, nu. Un singur copil, dar a generat divorțul de prima mea soție. Uh-huh. Această muncă teribilă pe care am dus-o în extrem. Pentru că n-aveam altă șansă. Deci asta a fost șansa mea, să muncesc
și să mă bazez pe performanță, că degeaba muncești dacă nu ai performanță. Bun, și după aia, în momentul în care a venit anul 1990, era un guvern Petre Roman cu Severin, cu Dijmărescu. Și atunci ei au făcut niște legi în România. Una din legi spunea în felul următor: firmele de stat cu capital de stat care fac exporturi sunt obligate să schimbe valuta la cursul oficial. Da, firmele, un curs impus. Firmele private nu. Și atunci directorii fabricilor comuniste și-au făcut următorul calcul: bă, tăticu, dacă eu fac exportul, încasez 100.000 de lei. Dacă fac exportul prin firma lui Cataram, încasez 200.000 de lei. De ce să nu încasez eu 200.000 de lei să-mi folosesc bani în fabrică? Că atunci era așa. Și atunci ei au venit la mine și mi-au spus: băi, Viorele, îi știați pe toți oricum. Păi da, bă, te știm, am lucrat. Hai mă să fac exportul prin tine, dăm și mie cât îmi dai. Zic, bă, îți dau dublu. Deci eu îți dau dublu și dacă pot îți dau și mai mult. Deci nu m-am dus eu la ei, au venit la mine. Pentru că așa era legislația atunci în România. Astăzi e de neînțeles, dar atunci așa era. Și atunci eu preluam marfa, făceam exportul, încasam valuta, franci belgeni, gulden olandești, marcă germană sau ce mai încasam eu. Cu banii ăia cumpăram televizoare, frigidere, calculatoare, cu niște profituri foarte mari. Da, am auzit că ați avut și profituri de 6.000%, da. 6.000%. Da, păi dacă nu era nimic. Păi vă aduceți aminte, în timpul lui Ceaușescu, cumpărai un aparat video cu 200 de dolari și îl vindeai cu 50.000 de lei, cu cât o Dacie, domnule. Dacie, da. Aproape. Da, o mamă aia, adică tot, vă dați seama, nu era nimic pe piață. În primii ani, după aia, s-a umplut piața. Da. Deci, ăsta a fost mecanismul. Când a venit Stolojan în 91 și a confiscat valuta, mi-a dat o gaură de 5%, pentru că m-am dus la partenerii mei, că nu puteam să aduc valuta în România, că mi-o confisca. Și atunci m-am dus la partenerii mei comerciali, cărora le vindeam mobile, și spuneam: bă, tăticu, tu ai să-mi dai 100.000 de mărci germane. Și am o rugăminte: ia cumpără mie 200.000 de mărci televizoare și mi le vinzi în România și compensăm. Da, da, te costă 5%. Asta e viața. Și din cauza domnului Stolojan am plătit 5% la partenerii străini, dar nu i-am adus un dolar, o marcă, un gulden în România. Totul legal. Nu aveam nevoie de proces verbal de compensare, compensam datoriile. Practic, așa ați făcut primul milion. Așa am făcut. Multe, mai multe. Pentru că la sfârșitul 91, eu am fost cel care am făcut prima privatizare a unei întreprinderi de nivel național, fabrica de mobilă din Beiuș, care și astăzi funcționează. Și partea mea a fost atunci 2,4 milioane de dolari. Da. Atunci, numai cine nu dorea, nu făcea bani. Iar teoriile astea, că știi, ai lucrat în comerț exterior și din asta, nu sunt valabile. Pentru că atunci în România, în anii 90... Comerț exterior și sigur aparținea aparatul extern al securității. Mă rog, aia e altceva cu securitatea. Dar vreau să spun, domnule, că ai lucrat în comerț exterior și din cauza asta ai putut să faci conexiuni. Mai era și Ștefan Andrei, bătea câmpii un dobitoc care habar n-avea despre ce-i vorba. Dar uitați-vă la Doru Sechelariu și la mulți alții, la Pădure, cei au lucrat în comerț exterior și au făcut averi. Pentru că atunci problema era să muncești și să aduci în România bunuri de care piața ducea lipsă. Orice, televizoare, coloane, haine, blugi, tot ce vrei, aparate video, calculatoare, domne, orice, orice vindeai cu un profit extraordinar, pentru că oamenii aveau foarte mulți bani la cec sau la saltea și vreau să-i cheltuie. Așa m-am bazat. Sigur, a fost o legislație favorabilă. Care v-a permis. Pe care am speculat-o, dar pe care am respectat-o, n-am încălcat-o niciodată. Și dacă am putut să nu aduc valută în țară, să mi-o schimbe domnul Stolojan, am făcut-o cu cea mai mare plăcere, chiar dacă am suferit pentru cei 5% pe care i-am pierdut. Dar, apropo de avere, ați rămas constant în topul celor mai bogați români. 100, 200, 300 din 90 încoace. Da. Nu mai sunt multe situații de acest tip. Ați reușit astăzi, totuși, în plină criză mondială, una artificială, una medicală, ați
ce gaură v-a produs această criză? Sau n-ați, ați câștigat și acum? Am pierdut pe de-o parte, am câștigat pe altă parte. Una peste alta am pierdut. Categoric. A trebuit să concediez oameni, a trebuit să închid unități. Am pierdut. Dar nu pot să spun că sunt sărac. Adică am pierdut, dar alții au pierdut mai mult ca mine sau, cum să spun, încă mai supraviețuiesc. Greu, dar sunt aici, în fața voastră. Cu o avere impresionantă în continuare. Spunând că în continuare eu vreau să muncesc încă 30-35 de ani de aici încolo. Asta e cel mai bogat candidat la președinție pe care l-a istoria post-decembristă. Da, e, și asta e, se mai întâmplă. În mod normal, eu cred că în fruntea țării ar trebui să fie oameni bogați, pentru că acei oameni bogați sprijină din convingere capitalismul și relațiile de piață liberă. Și sprijină, dacă vreți, proprietatea privată. Pentru că altfel, cum ne-am mai trezit și putem să discutăm drama României de astăzi, drama României de astăzi, în comparație cu Ungaria, Polonia, Cehia și așa mai departe, dacă acest lucru nu se întâmplă, sunt consecințe negative. Nu mai avem foarte mult timp la dispoziție, de aceea vă întreb și cât se poate de concis, vă rog să-mi dați răspunsuri. Cum vă explicați faptul că Ungaria, de exemplu, că ați amintit Ungaria și am zis că vorbim despre ea, care nu are bogății naturale, de genul, tipul celor pe care le are România, a devenit o placă turnantă, dacă putem să spunem, a distribuirii de gaze din Europa. Și în același timp, prețul gazelor pentru consum, pentru populație, este mai mic decât în România. Polonia, Cehia, Ungaria, eu le pun pe toate în aceeași, au dus o politică de sprijinire a capitalului național autohton. Adică au permis acumularea de capital de către cetățenii lor. Astfel încât au ajuns firme private mari, puternice, capabile să iasă pe piețele internaționale și să vină unul din Cehia să cumpere ProTV-ul, spre exemplu. Corect. Ceea ce la noi nu se întâmplă. La noi în România, timp de 30 de ani, s-a acreditat ideea de către toate forțele politice că sectorul privat și oamenii de afaceri sunt infractori, elemente negative. Astfel încât România nu are în acest moment nicio firmă românească cu capital românesc capabilă să iasă pe piețele internaționale. Nu mai există. Da? Care e? Tot din Bacău. Sunt niște frați. Nu, bun, Dedemanu deocamdată este în România. El n-a ieșit și n-a cucerit lumea. A mai încercat. Da? Am mai încercat. La vecini. Față de ce există în Polonia, Cehia și Ungaria, sunt mici copii. Și cu o floare nu se face primăvară. Ok, mi-ați dat un nume, dar nu mai puteți să-l dați pe al doilea sau pe al treilea. Nu. Aici este problema României. La un moment dat, frații Micula, pentru că am lucrat la un moment dat la Național TV, da. Și știu, dar, mă rog, nu. Asta este problema României, că, de fapt, forțele politice au sădit în spațiu public și în mintea românilor ideea că oamenii de afaceri români sunt infractori, elemente negative. Și astăzi România este dependentă de importuri, de împrumuturi, de capitalurile Cum străine. Cum ieșim din acest rahat uriaș? Îmi cer scuze că folosesc acest termen. Ne împrumutăm în fiecare zi, consumul este, trăim pe bază de consum și ne bazăm pe bază pe consum. De exemplu, citeam o știre astăzi. În ultimul an, în zona producției de carne de pasăre s-au produs niște schimbări masive. Dacă acum un an asiguram firmele, producătorii români, asigurau 97% din producția internă, din necesarul intern de consum al cetățenilor, într-un singur an importurile sunt de 40% deja. Și pentru că este, sunt uriașe pentru că este o politică nenorocită dusă de politicienii români, de statul român, de încurajarea importurilor și împrumuturilor și de descurajarea exporturilor. Domnul Ionescu și dragi telespectatori, în ultimii 3 ani, prețurile în România în moneda națională, leu sau ronul, cum vreți, au crescut cu 30%, 40%, 50%. Clar. În schimb, euro a rămas aproape pe loc. Prin urmare, în acest moment, și nu numai acum, de câțiva ani buni, cea mai ieftină marfă în România este euro, când ar trebui să fie cea mai scumpă.
Din cauza asta, producția românească e făcută praf și importurile susținute de multinaționale sunt triumfătoare. E o politică națională devastatoare, dar ea există datorită unor politicieni care nu au provenit din sectorul privat, nu au plătit niciodată salarii, nu au tremurat că nu pot returna creditele sau că nu pot plăti salariile sau furnizorii. Și atunci au tratat oamenii de afaceri așa cum i-au tratat și astăzi consecința se vede pentru România. Eu rămân uluit când aud patroni de restaurante care spun așa, m-am trezit cu nu știu ce politicieni peste la prânz. Masă de 20 de oameni sau 30 de oameni. Și au plecat fără să plătească. Oameni care nu știu cum e să trăiești și să faci un business. Și dacă ridici, voi trimite pe cineva să te controleze, să te închidă. Exact. Asta este, din păcate, o situație. România mai are cu capital majoritar privat românesc doar două ramuri. Industria mobilei și industria agriculturii fără băuturi. Toate celelalte au fost vândute. Toate celelalte reprezintă capital străin sau multinaționale. Industriei chimice. Au cumpărat și au închis tot. Și atunci, în momentul în care ai făcut lucrul ăsta, tragi consecințele. Mai grav este că românii care văd ce se întâmplă, votează pe aceiași oameni care au făcut aceste nenorociri. Aici este o chestiune de neînțeles. Da. Poate o discutăm altă dată. Cu siguranță o discutăm altă dată. Pentru că ne apropiem de final, suntem la final, aș vrea totuși să vă întreb ceva și legat de familie. Și dumneavoastră și doamna doctor Adina Albert, sunteți două pietre tare așa în general. Foarte independenți și fiecare a realizat cu cariera lui în spate că nu vă înțelegeți cine cedează primul. Depinde. Cine constată că greșește. Că nu poți avea întotdeauna dreptate. Vă întreb dacă nu vă înțelegeți des. Până acum ne-am înțeles. V-ați înțeles, ați depășit momentele. Aveți, câți copii aveți, domnul Cătălin? 3 sau 4? Am copii, asta aveți e important. Aveți vreun regret legat de ei? Nu, n-am niciun regret. N-am niciun regret. Am trecut prin momente grele. Astăzi, societatea românească permite și oferă căi pentru prăbușirea copiilor, pentru alunecarea lor într-o mlaștină din care ies greu, droguri, jocuri de noroc. Părinți care nu gândesc și care consideră că dacă le dau bani și nu se ocupă de educația lor, au rezolvat problema și au îngropat și avem suficiente exemple în jurul nostru și în spațiul public de acest lucru. Băiatul meu, eu am un singur băiat, da, știu. A făcut parte, deci într-o colectivitate, avea colegi, părinți cu posibilități și din păcate și părinți care nu se prea îngrijeau în afară că le dădeau bani și a trecut prin mari pericole, dar am reușit să supraviețuim și astăzi pot să spun că copiii mei toți muncesc, nu consumă droguri, nu au patima jocurilor de noroc, fumează mai mult sau mai puțin, nu e o capă de țară, mai beau câte un pahar de alcool din când în când, dar nu când conduc. Deci, practic, am luptat. Ați fost un tată permisiv sau mai rigid? Am fost un tată care a urmărit un singur lucru. Copiii lui să nu cadă în patima drogurilor, a jocurilor de noroc și a anturajelor nenorocite. Asta am urmărit și am reușit cu mare greutate, dar am reușit. Și repet, astăzi, în afară de asta mică care, mă rog, are 5 ani, da, muncesc, câștigă, sunt integrați în societate, sunt oameni normali, care înțeleg valoarea muncii și a banului, pentru că ei știu cât am muncit și cât am învățat eu ca să ajung unde am ajuns. Că fără asta, domnul Ionescu, fără muncă și fără învățătură,
nu reușeam și nu făceam nimic în viață. Eram acum tot în Mahalaua Bacăului. Cum vor învăța acești tineri în condițiile în care în clasa 1 trebuie să facă școală online? Habar n-am. Dar apropo de aceste imagini, este Adina Albers femeia vieții noastre? Da, în acest moment este soția mea. Am declarat, am făcut declarații publice în acest sens. Și veți mai avea, pentru că și ea este tentată de cum și ea este unul dintre una dintre persoanele publice care protestează în acest moment față de o serie de abuzuri. Da, ea protestează de pe poziția. Veți continua pe această linie, adică veți face un proiect politic, veți continua pe linia proiectului politic pe care l-ați deocamdată eu aparent împreună? Deocamdată eu nu am proiect politic împreună cu soția mea. Eu am avut ideile mele despre această pandemie și modul în care se poate rezolva problema. Ea are alte lupte, nu avem împreună un proiect politic și nici nu vom avea. Am înțeles. E un răspuns suficient de clar. Cu COVID-ul cum? Asta, eu nu mai știu dacă... V-ați dus la Bărbulești atunci dacă v-ați infectat? Eu am fost infectat. V-ați dus și l-ați luat în brațe pe unul dintre cei care avea COVID de acolo din Bărbulești. Da. Că vi s-a deschis și dosar penal pentru zădărnicirea. Bun, una peste alta. Am fost infectat cu COVID nu știu de câte ori. Serios? Asta nu știu, da. Am atestat, am anticorpi, am IgG-ul 27. Mult. Deci am anticorpi, iar IgM-ul sub 1, adică sunt, cum să vă spun, nici nu mă pot infecta, nici nu infectez, nici nu... Da. Deci eu n-am o problemă. Eu fac parte din categoria bărbaților sănătoși care nu este afectat de acest virus. Mă infectez, întâmplător am aflat că sunt infectat, întâmplător. Dar n-am avut simptome, n-am fost bolnav. M-am infectat și a trecut. Ca mine sunt milioane și milioane de oameni, domnul Ionescu. Cei care, de care vorbim sunt excepții. Foarte posibil. Vom avea cu siguranță ocazia să ne revedem. Mulțumesc pentru toate detaliile oferite în această seară. A fost chiar o plăcere să vorbim. Și, într-adevăr, rămâne această idee pe care a subliniat-o cu munca. E foarte greu dacă nu muncești 10 ore pe zi. Și să înveți reuși. Când trebuie să înveți. Că degeaba muncești dacă nu ai cunoștințe. Sigur, în timpul meu nu era internetul. Da. Astăzi poți să capeți foarte multe informații și poți să înveți în fața calculatorului. Pe timpul meu trebuia să mergi la școală și trebuia să-ți citești cărți, să audiezi cursuri sau să le citești trase la Indigo de colege binevoitoare. Am înțeles, așa mi s-a întâmplat dumneavoastră. O seară frumoasă. Le mulțumim tuturor celor care ne-au privit. Mulțumesc și Gentleman's Corner pentru ținuta de excepție și din această seară. Ne revedem mâine cu o poveste de viață interesantă. Povestea unui om de afaceri care a luat mai multe decizii importante pe parcursul unei vieți extrem de tumultoase. Veți vedea despre cine este vorba, e surpriză. Așadar, ne revedem mâine de la ora 22. Rămâneți cu Metropola TV. Mulțumesc!